Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a aprobat restricționarea sau, după caz, închiderea traficului rutier în data de 20 martie în vederea executării unor lucrări de mentenanță. Astfel, circulația rutieră va fi închisă pe DJ 591, începând cu ora 10, în 4 reprize a câte 20 de minute la interval de 20 de minute, în vederea executării lucrărilor de infrastructură și a liniilor de tramvai din cadrul obiectivului varianta de ocolire Timișoara Sud. De asemenea, circulația rutieră va fi restricționată în intervalul orar 9-15 pe calea Buziașului, în vederea executării a două foraje necesare întocmirii studiului geotehnic pentru amenajarea sensului giratoriu dintre calea Buziașului și strada Rozmarinului.